Este învățător la școala primară Spiridon Vanghele din Bălți, a primit titlul Învățătorul Anului 2023, dar asta nu este tot. Are în viață o mare pasiune, cea de a modera evenimente. Vorbesc despre domnul Aurel Leșcic, care este astăzi acasă și spun bun venit acasă. Bine v-am găsit! Până ajunge la cea de-a doua îndeletnicire, eu vreau să vă felicit pentru această titulatură și în același timp să vă spun că cu adevărat faceți o muncă titanică, mai ales pentru faptul că reușiți să educați și puneți primele baze unei generații și asta este de lăudat și felicitări. Bun, și aș vrea să discutăm cum ați devenit și de ce ați devenit învățător. V-ați visat de mic? Nu doream eu învățător. Eu fac parte dintr-o familie de învățători. Gustul amar al acestei profesii da. Îl cunosc foarte bine. Poate că părinții doreau, dar să fac careva planuri, visuri ca să îmbrățișez această meserie, nu. Doream actor să fiu. Faceți tot actorie. Da, fiindcă copiii trebuie să joci teatru. Da, eu aș zice că sunteți actor și în viața de zi cu zi și în a modera nunți și în calitate permanent, de învățător. Permanent, exact. Parțial visul s-a realizat. Așa. Parțial. Nu juc pe scenele teatrului, da. Dar tot am de-a facere cu oamenii. Atunci am să vă întreb altfel, ce iubiți cel mai mult din activitatea dumneavoastră? Lucrul cu copiii. Este cu mult mai sincer, este cu mult mai energizant și totodată oferă mai multă energie pozitivă. Pentru că ei nu știu să mintă. Da, sunt sinceri întotdeauna. Și bănuiesc că în ochii dumneavoastră au crescut generații. Cum e să te uiți așa în spate la acei copii care vin, care au trecut deja prin mâinile dumneavoastră, cum se spune? Și aceasta e mândria învățătorului, oricărui învățător, oricărui cadru didactic, fiindcă el vede rodul muncii sale. Atunci când mă vizitează foștii mei discipoli, ei încă o dată îmi demonstrează că, domnul Aurel, dumneavoastră faceți ceea ce trebuie să faceți pe lumea aceasta. Mă semnesc și eu acum că am discutat cu dumneavoastră și văd cât de cald sunteți. Într-adevăr, așa trebuie să fie un învățător, ca copilul să-și aducă aminte de primul învățător cu acei fiori frumoși. Emoțiile, primul lucru care le transmitem, fiindcă chiar recent prietenul Alexandru Leahu, da, profesorul de matematică cu barba albastră, cum îl numesc aici în Chișinău, într-un interviu a spus că noi nu transmitem doar cunoștințe elevilor, noi le transmitem acele emoții, acele trăiri de care cu ani își vor aduce aminte. Nu întotdeauna o să țină minte el ce l-am învățat, dar iată cum m-am comportat, ce atitudine am avut eu față de această persoană. Lucrul acesta întotdeauna rămâne pe veci. Noastră vorbiți cu atâta plăcere despre ce e ce faceți și despre meseria de profesor. Atunci vă întreb, de ce v-ați reprofilat într-un alt domeniu? Nevoia. Nevoia de a supraviețui. Ca să fiu învățător, sunt nevoit să moderez nunți cu mătrie, adică diferite ceremonii. Fiindcă, în zadar să spunem, meseria de medic și de învățător a fost dată de Dumnezeu, dar cu părere de rău este răsplătită de către stat. Așa, bine, în ambele situații dumneavoastră sunteți un om al cuvântului, atât în calitate de profesor, da. Cât și în calitate de moderator la evenimente, dețineți cuvântul la dumneavoastră. Haideți să vă întreb de programul de lucru, pentru că bănuiesc că e 24 din 25 sau 25 din 24. 24 din 24, non-stop, chiar și atunci când deja te pregătești să te odihnești, să acumulezi acea energie, totuși încă în gând analizezi ce vei face, cum vei face, dacă ai făcut corect, dacă îți va reuși ce la ce te-ai gândit, ce ți-ai programat. Dar cum vă recunosc oamenii? În calitate de profesor, mai nou că aveți și această titulatură, sau în calitate de moderator până de evenimente? Până nu de mult, în calitate de profesor mai puțin. După ce am obținut titlul pe care l-am obținut, da, deja într-o libuz, chiar când mă deplasez pe localitate, sau chiar când mă duc la un eveniment să-l moderez, îl vezi, iată, este pedagogul anului de la noi din Bălți.
tare, tare, tare bun băiat. Și dumneavoastră auziți cu urechea laudele. Evident că aud unele persoane deja mai tinere. Permiteți-mi, rog mult, să facem și o poză cu dumneavoastră. Sunt șocat de astfel de comportament, fiindcă eu îmi fac munca mea zilnică, cea pe care o face fiecare de noi. Dar laurii care mi-au fost oferiți, acum m-am scos în evidență. Bun, ați spus mai devreme că cumva situația în care erați și financiar, haideți să recunoaștem, v-a dus să moderați evenimente. Acum vă place acest lucru? Ce aveți în vedere? Să de fiu modera, ca moderat? Da, exact. Sau tot o faceți tot din... Tot o fac, fiindcă la un moment dat începe a conștientiza că în viață trebuie să te ocupi într-un domeniu, dacă dorești să ai succes mai mare. Așa. Atunci când începi a alerga după doi iepuri, undeva trebuie să cedezi. Și în acest considerent, la moment, așa, ca un hobby. A rămas ca un hobby. Noi în Chișinău aici avem foarte mulți moderatori de nunți. Acolo, la nordul țării, bănuiesc că sunt mai puțini sau tot este o concurență? Nu, este concurență. Este concurență. La nord, moderatori sunt foarte puțini care pot să modereze în două limbi. Uh-huh. Adică limba română și limba rusă. Sau chiar și în limba ucraineană să fie. Uh-huh. De ce nu? Sunt sau română sau rusă. Vorbitor de limba rusă. Vorbitor de limba rusă. Eu am norocul să conduc și în rusă, și în română, și în ucraineană. La mine mama e ucraineană. Ah, deci, practic, sunteți poliglot, aș spune eu. Можно и так сказать. Așa, foarte bine. Înseamnă că iată de ce oamenii totuși iubesc să fie aceste alternanțe de limbi. Da. Atunci, lăsați-mă să vă întreb, că îmi dau seama că aveți și o persoană care v-a ajutat, la care ați învățat, ați furat meseria de moderator, sau nu? Da, este vorba despre, acum deja suntem chiar și prieteni, doamna Angela Bordeniuc, profesoară de limba română la liceul Lucian Blaga din municipiu. Plus la aceasta a contribuit la creșterea mea profesională ca moderator domnul Valeriu Rotaru. Dumnezeu au fost cei care au observat această scânteie care ar putea să aprindă focul mare în acest domeniu. Fiindcă până a fi moderator, o perioadă îndelungată, din 2003 până în 2009, am fost ca dansator. Așa? Da. Deci asta ansamblul, am omis, să spunem că ați fost și dansator. Și dansator. De dansuri populare, am dansat în ansamblu Vântulez din municipiul Bălți. Uh-huh. Datorită acestui ansamblu am văzut și lumea, am colindat lumea și tot la un moment activitatea dată mi-a spus că ajunge să mai dansez, fiindcă m-am făcut mai frumos. Da. Și deja am trecut la următoarea etapă. Dansați cu vorbele, asta am, da, am să, acum, da. Am să tot chiar atunci eu. Când dansam, tot eram, adică nu mi-era frică să iau microfonul, în special când la colacul miresei obiceiul sau la întâmpinatul oaspeților. Chiar vreau să vă întreb despre obiceiuri. Se păstrează la nord acele obiceiuri străvechi? În unele localități, da, și se pune accent foarte mare. Este vorba mai mult despre localitățile rurale. În... orașe deja începe să se șterbească ele. Mulți doresc să fie nunțele ca în Occident și unii doresc chiar să le combine. Dar cum să explici cuiva că în Occident nu este colacul miresei? La ei este aruncat buchetul. Sunt alte obiceiuri. Încercări sunt. Unele momente sunt deja aduse chiar la absurd. Dar care? Uite, vreau să dau un chiar exemplu. Vă spun. De exemplu, mă refer la unii dansatori care au introdus aducerea colacului miresei către mire cu niște elemente de acrobatism. Deci elementele moderne. Moderne. Cele care eu, poate o să mă considere, colegii mei, că sunt un conservatist, dar obiceiul din străbunci trebuie să fie păstrat așa cum este el, fiindcă a fost creat mii de ani. N-am nimic contra la ideile inovative care neapărat trebuie să fie, dar să nu facă ele abuz. Bănuiesc că aveți această viziune și pentru faptul că ați dansat și cunoașteți aceste tradiții din străbuni, le-ați dansat cu picioarele, pe viu, exact. Și asta este motivul pentru care nu le înțelegeți. Da, nu dar care a fost înțelege. Cea mai ciudată nuntă? De la nord, de acolo, pentru că în Chișinău, Doamne, avem multe ciudate. Cea mai ciudată nuntă a fost când, cu o oră înainte,
din nuntă, a venit nunul mare și a spus mirului Finu, nu-ți supăra, dar nenașa a născut. Chiar în ziua anunții. Chiar în ziua anunții, da. Nenașa a născut, eu trebuie să plec. Dar mireasa tot era pe zile. Așa. Se primește așa că peste vreo două ore a venit ambulanța și a luat-o și pe mireasă. Ești să înțeleg că nu a făcut nunta s-a transformat, din nuntă s-a transformat în cumătrie. În cumătrie cu botez. Da. Vai, ce fără frumos. Dezbrăcatul mireasă a fost. Frumos. Și logic, un moderator trebuie să țină toate fruile în mână, da. Astfel încât să... Din start m-am reprofilat. Am înțeles. Bun, am înțeles că vă place această meserie de profesor și mi-ați spus mai devreme că financiarul v-a impus. Dar oricum o faceți din plăcere. Meserie de învățător, da. Dacă nu avea să-mi placă și moderator, în general în viață, dacă faci ceea ce nu-ți place, nu este rațional. Omul cu desilă nu poți să-i dai, poți să-i iai numai. O fac, dar până la moment deja simt incestatea că trebuie să mă decid în care domeniu să rămân. Da, dar în același timp în Republica Moldova este destul de dificil să rămâi doar într-un singur domeniu. Iată ce și mulți profesori dau și meditații, dau ore adiționale. Dumneavoastră fiind la treapta primară, e mai complicat în acest sens. Iată de ce a fost nevoie. Eu nu-mi rămâne decât să zic jos pălăria pentru dumneavoastră și pentru ceea ce faceți pentru copii și pentru faptul că reușiți. Dar, apropo, timp pentru familia dumneavoastră aveți? Puțin. Cu părere de rău, este regretul și este unul din cele mai mari visuri, ca să pot oferi mai mult timp familiei mele, să petrec alături de fetițele mele pe care le iubesc enorm, alături de scumpa mea soție, care este un sprijin, fiindcă încă o dată m-am convins că în spatele succesului unui bărbat stă întotdeauna o femeie. Foarte frumos. Iar când un bărbat vorbește atât de frumos despre o femeie, este dovadă nu atât de vulnerabilitate, ci aici este dovada de bărbăție și de susținerea pe care o am. Este colosală. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuție, felicitări încă o dată și noroc au acei copii care v-au în calitate de dascăl. Sper și eu.